Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea Ta cu mulțumire că ai avut răbdare până astăzi cu noi și Te rugăm să primești cântecul acesta ca un angajament de a urma calea Ta. Te rugăm, trimite Duhul Tău cel Sfânt peste vorbitorul Tău, peste servul Tău, ca să ne dea solia de care avem nevoie. Și ajută-ne, Te rugăm, să ne închinăm pe deplin viața, astăzi când stăm pe pragul veșniciei și sunt atâtea suflete care sunt gata să se piardă, inclusiv noi. Ajută-ne, Te rugăm, să primim din inimă solia Ta, să ne miște inima, să ne schimbe viața, să ne facă adevărați copii ai Tăi și servii Tăi pentru frații noștri din această lume. Pentru aceasta ne încredințăm în mâinile Tale și Îți mulțumim, căci a Ta este împărăția, puterea și mărirea în veci de veci. Amin.
Clipe solemne. Sub întrebările ucenicilor, Domnul Iisus Hristos a început să deruleze dintr-o dată istoria lumii cu ochi profetici. Ceea ce vedea Domnul Iisus Hristos dincolo de ziua de atunci, probabil zilele de azi, probabil zilele de mâine, în orice caz, istorie, evenimente care vor marca lumea noastră cu o asemenea precizie și cu o asemenea putere și o asemenea maturitate încât o vor schimba teribil. Pe muntele măslinilor, Mântuitorul și-a luat timp pentru mine și pentru tine, nu numai pentru ucenici. Acolo, Domnul Iisus Hristos s-a ocupat de credința mea și de credința ta. Când apostolii au auzit și au urmărit șirul gândirii Domnului Iisus Hristos, ei s-au gândit că cu siguranță trebuie să rețină cuvintele acelea pentru ei. Mai târziu au înțeles că acele cuvinte era doar un preambul al istoriei și că de fapt istoria va continua cu alții și că acele cuvinte vor reverbera în timp și vor ajunge până la poarta veșniciei, până în momentul când Iisus Hristos va reveni. Din cauza aceasta, probabil că noi ca și creștini ar trebui să ne luăm timp serios să studiem și să restudiem această secțiune de Scriptură, această Evanghelie, această veste bună care se află în mesajul Domnului Iisus Hristos pentru noi și anume Matei, capitolul 24 și 25. Ne aflăm de asemenea la momentul de maturitate a lucrării Domnului Iisus Hristos. Nu ne aflăm la început, nici la mijloc, ne aflăm la maturitatea Lui. În momentul acesta, când Domnul Iisus Hristos vorbește, vorbește într-un mod testamentar. El încredințează ucenicilor săi un testament în ceea ce privește vremurile viitoare. Cum altfel am putea, spre exemplu, să înțelegem cuvintele, vedeți să nu vă înșele cineva? Dacă ar fi fost numai pentru Petru, Iacob, Ioan, cei 12 ucenici, n-ar fi fost o problemă. Dar sunt 2000 de ani de istorie de atunci. 2000 de ani de istorie și încă cuvintele acestea sunt extrem, extrem de importante. Vezi să nu te înșele cineva. Cuvintele acestea trebuiau să ajungă la tine și la mine. Fiecare cuvânt de aici, de fapt, trebuia să ajungă și la mine și la tine. Vor fi boli, vor fi foamete, vor fi războaie, vor fi vești de războaie. Nu va fi ușor. Veți trece prin istoria lumii acesteia. Fiecare generație la rândul ei având problemele ei. E ca un tipar care se repetă. Nu știu dacă a existat vreo generație să fi scăpat de toate acestea. De foamete, boli, ciume, cutremuri. A fost ceva? Nu, n-a fost. Și Mântuitorul i-a spus, vezi, să nu obosești când vei trece prin toate acestea, să știi că ele sunt doar începutul durerilor. Veți trece fiecare generație la rândul ei prin așa ceva. Important este însă să treceți mai departe și să duceți acest steag al cuvântului lui Dumnezeu până voi veni eu, în ciuda tuturor acestor necazuri. Cu alte cuvinte, vreau să vă întreb, frații mei, suntem hotărâți să ducem cuvântul lui Dumnezeu mai departe și prin foame? Suntem hotărâți să rămânem credincioși cuvântului lui Dumnezeu și prin boli, cancer, boli incurabile de tot felul? Îl vom putea mărturisi pe Dumnezeu și atunci când ajungem undeva la capăt și zicem, Doamne, de ce m-a lovit și pe mine boala aceasta și totuși, să se aduce de aminte de cuvântul lui Dumnezeu care spune, vor fi boli, moli, ciumi, dar ai grijă, du mai departe mărturia despre mine. Nu cumva să uiți de mărturia despre mine sub durere, nu cumva să se întâmple lucrul acesta, sub dezamăgire, nu.
Se vor forma fronturi de oameni, se vor lupta arme de nimicire în masă. Se vor folosi de o parte și de alta. Cu toate acestea, în timp ce oamenii se vor ocupa de asta, tu ocupă-te de ce? Ocupă-te de ducerea Evangheliei până la marginile pământului. În primul și al doilea război mondial, părinții noștri au primit credința în timpul acela pe front. Cot la cot cu un altul. Moartea se cerând în stânga și în dreapta. Sufletul căutând o mărturie despre providența lui Dumnezeu. Și apoi, acea mărturie găsită și adusă acasă. Bunicul meu a fost unul dintre aceștia. Rudele dumneavoastră, bunicii dumneavoastră au fost dintre aceștia. Acolo au fost oameni care în timp ce era foc încrucișat deasupra capului lor, în sufletul lor ardea cuvântul. Și ei duceau Evanghelia până la capăt. Și Iisus Hristos a spus, așa trebuie să mergeți până la capăt. Să nu uitați. Aceasta este încurajarea pe care eu am primit-o citind aceste două capitole. Aceasta este viziunea pe care eu am primit-o atunci când recitesc cuvintele Domnului Iisus Hristos. Astăzi însă ne așteaptă o surpriză deosebită. Vă invit să citim împreună de la Exodul, de la Matei, capitolul 24. Iertați-mă. De la versetul 15 până la 22. De aceea, când veți vedea urâciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul preasfânt, cine citește să înțeleagă, și despre lucrul acesta am studiat în întâlnirea noastră trecută, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți. Era un teritoriu muntos și Mântuitorul spune vor găsi posibilitatea de a scăpa în munții Iudeii. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. De ce? Urgență. Urgență. Nu ai timp. E vorba de să prinzi ocazia. Dacă ai scăpat ocazia aceasta, te poate costa viața. Fraților, uneori noi ne jucăm cu timpul. Uneori ne jucăm cu ocaziile pe care ni le dă Dumnezeu. Uneori avem impresia că dacă Dumnezeu m-a salvat de 5 ori până acum, a 6-a oară mă va salva încă o dată. Uitați-vă la Samson. Pentru mine, exemplul acesta este fantastic. O dată, de două ori, de trei ori, de câte ori? De câte ori l-a salvat Dumnezeu? De 4 ori l-a salvat consecutiv. Ce a învățat Samson din aceasta? Textul spune, nu te opri, fugi, când nelegiuirea se apropie de corturile tale, când nelegiuirea se apropie de templul lui Dumnezeu, scapă-ți viața și fă-o repede, tu și familia ta. Nu rămâne pe loc, nu bate pasul pe loc sub nicio formă. Gândiți-vă mai departe la implicațiile acestui fapt. Vai de acele femei care vor fi însărcinate și de cele ce vor da piept în zilele acelea. Vor fi vremuri atât de dificile încât nu va mai fi vreme și loc pentru gingășie. Nu. Nu va mai fi vreme și loc pentru milă. Se pare că lucrurile vor fi așa de dure, evenimentele se vor precipita în așa fel încât mila și gingășia nu-și vor găsi locul. E cumplit. Înaintăm în istorie și ne îngropăm oarecum în duritatea ei. Și acum, dintr-o dată, fără vreo legătură, vă rog să observați, fără vreo legătură, Mântuitorul se uită spre ucenici și spune, rugați-vă! Dar rugați-vă! În momente de criză, poporul lui Dumnezeu trebuie să învețe să stea pe genunchi. În momente de criză, poporul lui Dumnezeu trebuie să învețe să știe că salvarea lui, șansa lui, eternitatea lui, se află în relația lui cu Dumnezeu. Există o reacție firească deloc potrivită cu ceea ce spune aici Dumnezeu.
Când ești în criză, reacția firească este să nu te pleci pe genunchi. Când ești în criză, reacția firească este să te zbați, să faci cât mai mult, să rezolvi, să depășești criza. În orice caz, în unele situații să te revolți, uneori să te revolți chiar împotriva lui Dumnezeu, împotriva oamenilor și să uiți de rugăciune. Mântuitorul spune, când veți vedea toate aceste lucruri, opriți-vă, rugați-vă, rugați-vă, ca niciodată. Și apoi urmează lucruri și mai surprinzătoare. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna. De ce? Spuneți-mi dumneavoastră de ce s-a interesat Domnul Iisus Hristos, de ce s-a preocupat de aspectul acesta minor, să nu fugi iarna. Păi dacă fugi, ori fugi iarna, ori fugi vara, ori fugi. Și e greu. De ce să nu fugi iarna? Oricum fuga e grea, oricum criza este teribilă. Atât de teribilă încât, spuneam, nu mai este loc nici de milă, nici de gingășie. Dar de ce? Și aici, pentru o clipă, se dă o perdea la o parte și în timp ce omenirea nu mai are milă și gingășie, se vede mila și gingășia Domnului Iisus. Ideea este, dacă puteți face cumva să vă fie mai ușor. Dacă puteți face cumva să vă fie mai bine, rugați-vă pentru aceasta. Și rugați-vă să nu se întâmple în timpul iernii, că vă va fi greu și vouă și copiilor voștri. Citiți mila lui Dumnezeu. Citiți mila Domnului Iisus Hristos. Citiți această frumoasă compasiune și implicație a Lui. El care știa cum este iarna, El care știa cum este, cât de greu ți este să-ți scoți casa și să fugi cu ea. El știa toate acestea și se apropie de ucenici și le spune, spuneți-le tuturor să se roage dinainte. Ca Dumnezeu să aibă grijă, Dumnezeu să aibă autoritatea aceasta, să intre în istorie, să modifice istoria pentru voi, din cauza voastră și să vă fie mai bine, să vă apere și să vă protejeze. Când Dumnezeu va trebui să schimbe istoria pentru tine și pentru mine, va trebui să facă lucrul acesta pe baza unor cereri concrete. Trebuie să existe niște oameni, niște sfinți care să mijlocească înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să facă lucrul acesta datorită martorilor lui, acelora care cer. Rugăciunile noastre sunt sau reprezintă, dă posibilitatea lui Dumnezeu să lucreze în mod legal în istoria noastră. În momentul în care copiii lui Dumnezeu cer modificarea istoriei, cer modelarea istoriei, Dumnezeu va răspunde rugăciunilor lor. Și e frumos. În felul acesta, și eu și tu, trebuie să înțelegem valoarea, importanța comuniunii noastre cu Dumnezeu. Importanța rugăciunilor noastre și mai ales importanța noastră în raport cu istoria. Dacă vreți ca profețiile să se împlinească, dacă vreți ca poporul lui Dumnezeu să ajungă mai repede acasă, rugați-vă pentru aceasta. Și e bine că e așa. De rugat ne putem ruga toți, așa e? Nimeni nu e prea bătrân să se roage. Nimeni nu e prea mic să se roage. Prea tânăr. Toți ne putem ruga. Numai să ne ajute Bunul Dumnezeu să învățăm valoarea și puterea rugăciunii. Apoi, Dumnezeu va avea grijă de noi și va avea grijă de poporul Său. Dumnezeu va face două lucruri. Ne va ajuta ca fuga noastră să nu fie în condiții grele, spune aici. Și doi, în versetul 21... 22. Versetul 21 ne spune că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă acele zile n-ar fi fost scurtate, deci Dumnezeu va face al doilea lucru și anume va scurta aceste zile. Dacă aceste zile n-ar fi fost scurtate, nimeni nu ar scăpa. De dragul celor ai Lui, de dragul poporului Lui, de dragul rugăciunilor înălțate când? Nu atunci, acum, înainte ca aceste lucruri să se întâmple. De dragul acestor rugăciuni, Dumnezeu va interveni în istorie. Când poporul Său se roagă, când poporul Său ridică mâinile, Dumnezeu este autorizat să intervină în această istorie. În după amiaza asta vreau să vă rog,
Chemați-L pe Dumnezeu în istoria acestei lumi. Faceți-L în așa fel încât El să se implice în istoria acestei lumi. Chemați-L pe Dumnezeu să nu mai stea departe datorită păcatelor noastre care pun un zid de despărțire între noi și El. Invitați-L aici. Aduceți-L în viața dumneavoastră. Odată cu dumneavoastră, aduceți-L în cercul dumneavoastră. Din cercul dumneavoastră, aduceți-L în biserica dumneavoastră. Din biserica dumneavoastră, aduceți-L aici, pe pământ. E vremea pentru asta. În timp ce Mântuitorul încerca să îi convingă pe ucenici de această perspectivă, Mântuitorul le-a mai trimis atenția asupra unui punct care de asemenea pare că n-are nicio legătură cu restul. Auziți? Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. Aceasta este una dintre problemele pe care aș dori să o vorbim după amiaza aceasta. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, am înțeles-o, dar de ce trebuie să vă rugați ca fuga voastră să nu fie într-o zi de sabat? Am dat răspuns acestei chemări a lui Dumnezeu? Nu știu cum am făcut noi între timp, dar am ajuns la convingerea că la moartea Domnului Iisus Hristos și la învierea sa s-au schimbat multe. Printre altele, s-a schimbat și o parte din planul lui Dumnezeu, s-a schimbat și o parte a cuvântului său. Am înțeles că o parte a cuvântului este mai valabilă acum, cealaltă parte este mai puțin valabilă, acceptăm mai mult Noul Testament, nu Vechiul Testament, deși cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în cuvântul său nu este nimic în plus, nimic în minus. Că singurul lucru care s-a întâmplat peste veacuri este că un cuvânt s-a împlinit, iar altele trebuie să se împlinească, atât. Că planul lui Dumnezeu a parcurs marea parte a întinderii lui și că suntem undeva spre final. Dar în acest final, tot ceea ce Dumnezeu ne-a spus până acum devine din ce în ce mai autentic, mai adevărat și mai puternic pentru noi. În generația aceasta din urmă, cuvântul lui Dumnezeu nu devine mai slab, ci în generația aceasta din urmă, cuvântul lui Dumnezeu devine mai puternic pentru tine și pentru mine. Nu știu de ce am înțeles altfel noi, dar Dumnezeu ne atrage atenția asupra faptului că este vremea să facem din cuvântul lui Dumnezeu o putere. Apropo, vreau să vă întreb, cât mai studiem noi cuvântul? Îl mai citim? Când mă întâlnesc cu domnul Lucian, de fiecare dată îmi spune: Valentine, te rog frumos, spune fraților tăi să citească textul din. Uneori îmi dă proverbe 20 cu 30, alte texte și așa mai departe. Dar mă uimește întotdeauna faptul că dânsul face apel la Scriptură în susținerea anumitor atitudini. Probabil că ar trebui să știm asta din ce în ce mai mult și din ce în ce mai mulți dintre noi. Scriptura trebuie să fie cea care să ne oglindească viața. Să ne oglindească viața. Dar revenind la textul acesta, Mântuitorul spune: aduceți-vă aminte și rugați-vă. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie în sabat. Căderea Ierusalimului. Ceea ce aveți aici, dumneavoastră, îmi pare rău, imaginea este mică, neobișnuit de mică, probabil că trebuie lucrat puțin ca să o avem mai mare, dar asta este. Ceea ce aveți aici este luarea cu asalt a altarului arderilor de tot din curtea templului. Am pus această imagine pentru a vedea că dimensiunile acestui altar erau uriașe totuși în vremea Domnului Iisus Hristos. Ierusalimul ca atare a fost un oraș care a provocat oștirea romană la un război tenace și de asemenea de o disteritate și de o forță extraordinară. A fost un punct important în istorie. Din nou, aici este mai bine, da?
O parte din masacrul de acolo. Teribil. Victimele s-au numărat cu milioanele. Data căderii Ierusalimului? Anul 70. Când Domnul Iisus Hristos spunea cuvintele din versetul 20, suntem în ce an? Poftiți? În jurul anului 31, primăvară. De Paște. De la data aceasta, de la data acestor cuvinte, până la momentul acesta, vor trece câți ani? 40 de ani. Biserica creștină a făcut istorie până atunci. A făcut istorie. Ea a trecut prin persecuțiile, în jurul anilor 50, a trecut prin persecuțiile pe care iudeii le-au pornit împotriva lor. În jurul acestor date au loc persecuțiile la Roma sub împăratul Nero. Deci, încă o dată, istoria creștinilor se derula puternic. În anul 49 a avut loc Conciliul de la Ierusalim, ceea ce noi citim în Faptele Apostolilor, capitolul 15. Biserica se întemeiase, deciziile fuseseră luate, oamenii începuseră să moară pentru Iisus Hristos și pentru cuvântul Său. Martirii făceau ca sângele lor să curgă. Nu mai era nimic de schimbat, nu mai era nimic de adăugat și nimic de scos. La scurtă vreme după căderea Ierusalimului, adică după 20 de ani, se vor scrie ultimele cărți, ultimele pagini ale Bibliei, Apocalipsul, spre exemplu. Da? Și Biblia, ca și unitate, se va încheia. Atât de important a fost exemplul ucenicilor și a bisericii în secolul I, încât biserica din secolul I a devenit modelul de creștinism pentru toate secolele ulterioare. Mai târziu, când s-a format autoritatea bisericii și canonul biblic, când a vrut să se facă diferența între fals și adevărat, fals și lucruri schimbate, atunci s-a pus următoarea întrebare. Cine a spus sau a scris lucrul acesta? Și s-a zis un nume. A trăit el în timpul apostolilor din primul secol. Dacă a trăit în timpul apostolilor din primul secol, omul respectiv avea credibilitate și autoritate. Dacă n-a trăit în timpul apostolilor, care au trăit până în secolul 1, omul respectiv era cu semnul întrebării. Una dintre metodele după care s-a alcătuit canonul Sfintei Scripturi a fost această simplă rețetă. Și anume, a fost cartea respectivă sau scrisoarea respectivă scrisă de unul dintre cei care au fost ucenici ai Domnului Iisus Hristos și l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos? Da sau nu? Și dacă a fost, atunci a rămas. Dacă nu, nu. De ce spun toate aceste lucruri? Spun lucrurile acestea pentru ca eu să înțeleg că perioada aceasta de timp a fost extrem de importantă pentru formarea bisericii creștine. Ceea ce s-a întâmplat acum va rămâne ca model pentru totdeauna. Și în timp ce biserica creștină trece prin toate aceste perioade, iau Scriptura și citesc. Rugați-vă, vă rog, ca peste 40 de ani de acum încolo, când Ierusalimul va cădea, voi să nu cumva să trebuiască să fugiți. Când? În sabat. După 40 de ani? Încă să mai ții cont de sabat? După 40 de ani, încă sabatul să mai fie ceva pentru tine? Pe între timp s-au întâmplat atâtea lucruri. A înviat Iisus Hristos în ziua întâia săptămânii. După aceea a avut loc Conciliul de la Ierusalim în anul 49. Autoritatea bisericii și-a spus cuvântul. Deci, dacă s-au întâmplat atâtea lucruri, probabil că s-a schimbat ceva. S-a schimbat ceva? În 40 de ani, Mântuitorul a spus clar, rugați-vă pentru sabat. Aș vrea să mă opresc aici.
Vom reveni la această idee puțin mai târziu, dar mă întorc la Domnul Iisus Hristos. Acum, pe muntele măslinilor, în timp ce vorbea cu ei, și îmi pun mie însumi următoarea întrebare. Ce însemna pentru Domnul Iisus Hristos, pentru El ca persoană, pentru tânărul acela de 33 de ani? Ce însemna ideea de sabat? Ce însemna sabatul? Nu dau un răspuns. Gândiți-vă dumneavoastră puțin. O secundă, două, trei. Stați acolo. Puneți-vă în persoana Domnului Iisus. Ce însemna sabatul pentru El? Momentul de închinare, a spus cineva. Iudeii cunoșteau cele 10 porunci pe din afară. Le aveau scrise pe ușorii ușii, la templu, pe unde vreți dumneavoastră. Le aveau cu ei. În cadrul poruncii a patra apăreau cuvintele: adu-ți aminte. Adu-ți aminte de ziua de sabat. Pentru că în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul. Porunca aceasta o știa Domnul Iisus? Fusese acolo. Da? Fusese acolo. Primul lucru, prima însemnătate a sabatului pentru Domnul Iisus Hristos era sărbătoarea de început, ziua de naștere a lumii noastre. Asta e tot. Ziua de naștere a lumii. Mântuitorul a sărbătorit cu Adam și cu Eva terminarea creațiunii în grădina Eden într-o zi de sabat și a făcut din sabatul acesta o sărbătoare veșnică. Asta a fost. S-au plimbat în grădină împreună o zi întreagă. Omul a învățat ce înseamnă Domnul său, Iisus Hristos. Iar Iisus Hristos s-a deschis mai bine către om. Aceasta a fost sărbătoarea, prima sărbătoare. Omul s-a dăruit lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a dăruit omului. Sărbătoare. În timp ce Domnul Iisus Hristos spunea: rugați-vă pentru sabat, sabatul avea un înțeles adânc pentru el. Doi. Sabatul mai avea un sens. Media să mă ajute cu următoarea imagine. Mulțumesc. În Ioan capitolul 5, Domnul Iisus Hristos este surprins într-o zi de sabat. După ce a fost la sinagogă, după ce s-a citit legea, s-au cântat cântări de laudă și psalmi la adresa lui Dumnezeu, Mântuitorul a plecat de la sinagogă în pauza de prânz. Și în pauza de prânz nu s-a dus acasă să se culce, cum fac bunii creștini din ziua de azi. Da? Nu s-a dus acasă să se culce, ci a plecat în locurile de boală și de suferință aflate în jur. S-a dus la scăldătoarea Betesda pentru că Duhul l-a dus acolo și știa prin Duhul Sfânt că se află oameni care au nevoie de el. Și a ales cazul cel mai disperat. Vă rog să urmăriți minunile Domnului Iisus Hristos făcute în timpul sabatului și veți observa că în sabat Domnul Iisus Hristos a ales cele mai disperate cazuri. Cele mai fără șansă cazuri. A fost alese de el. Pentru că sabatul a fost pentru Domnul Iisus Hristos momentul vindecării și a eliberării de condiția suferinței în care se aflau oamenii. S-a dus la omul acesta și l-a întrebat: ei, spune-mi și mie ce-i cu tine. Și omul a început să-i spună: sunt aici de câți ani? De 40 de ani. 40 de ani. Da? Deci, Domnul Iisus Hristos avea vârsta de 33. Sunt aici înainte de a te naște tu, Iisus. De atunci sunt aici. Am luat forma acestor lespezi de piatră.
Toată lumea mă cunoaște aici. De ce mai stau aici? Nu știu, probabil că nu mai am unde să mă duc. Rogojina de sub mine s-a tocit. Păturile de peste mine s-au rupt. Mi-a crescut barba și am îmbătrânit. Nu știu la ce vârstă să fi venit aici, dar 40 de ani de stat într-un loc acolo, te îmbătrânesc. Și Mântuitorul s-a uitat la el și a zis, spune-mi, vrei să te faci sănătos? O, Doamne, de 40 de ani sunt aici, nu ți-am spus? Mai crezi? Mai crezi? Nu i-a pus această întrebare, dar eu știu. Uneori trebuie să ne opunem noi și să auzim răspunsul celuilalt care spune, ajută-ne credinței mele. Și Mântuitorul s-a dus la el și a spus, uite, acolo este scăldătoarea, dar aici este vindecarea. Îți poruncesc. Scoală-te. Și umblă. Poruncă? Îmi place foarte mult descrierea din Hristos Lumina Lumii. Acolo se surprind niște etape frumoase. Se spune că slăbănogul nu știa, nu mai mersese de 40 de ani. Nu știu dacă ați fost internat și a stat pe patul spitalului vreo 2 săptămâni. După vreo 2 săptămâni, când te ridici prima dată din pat. Știți cum e? Te ia cu amețeală, mulțumesc. Ți se pare că ai uitat să mergi. În limbaj românesc se spune că îți dai cu stângul în dreptul. Dar dacă s-ar fi întâmplat lucrul ăsta de 40 de ani? Vă rog să observați, slăbănogul nu s-a ridicat încet să pună mâna. Textul biblic spune ceva fantastic și anume spune că slăbănogul a sărit. Doamne, a auzit cuvântul Domnului Iisus Hristos, l-a crezut și pentru că a crezut a sărit. Uitați că e sabat. Fariseii s-au potignit rău aici. Mântuitorul însă s-a bucurat enorm că a putut să facă pe oameni să înțeleagă sensul adânc al sabatului și anume sabatul, semnul vindecării. Următoarea imagine. Ioan, capitolul 9. Orbi. Fără șansă de îndreptare. A venit la Domnul Iisus Hristos. Doamne, mai poți face ceva pentru mine? Și în timp ce orbul stătea acolo, Mântuitorul a făcut tină. Și a uns ochii. Și a spus, du-te și scaldă-te. Spală-te pe ochi și vei vedea. Întâmplarea aceasta poate să fie comentată mult, dar vă rog să observați în capitolul 9 că anume omul acesta va fi chestionat de religia timpului acelui în legătură cu scrupulozitatea păzirii sabatului. Oamenii din vremea aceea s-au zis, așa se păzește sabatul? Nu se poate! Și Domnul Iisus Hristos până în ziua de astăzi ne învață și pe noi și ne spune așa se păzește sabatul. Mulți au considerat că aceasta constă sau aceasta demonstrează că Domnul Iisus Hristos a călcat sabatul sau l-a desacralizat. Cei care gândesc în felul acesta au mentalitatea fariseilor. Fariseii gândeau așa. Fariseii credeau că Domnul Iisus Hristos a călcat sabatul. Domnul Iisus Hristos n-a crezut niciodată în felul acesta. El a spus limpede, eu fac doar ceea ce face Tatăl meu. Aceasta este modalitatea de păstrare a sabatului. Ceea ce face Domnul Iisus Hristos este un lucru superb și anume, el redă sabatul unei omeniri care are nevoie de el. Redă sabatul unor oameni care au nevoie de odihna sabatului, de vindecarea sabatului, de amintirea faptului că am fost născuți din Dumnezeu și creați în asemănarea cu El. Redă sabatul ca fiind chintesența și unirea tuturor evenimentelor mari
ale istoriei planului de mântuire. Creațiunea, răscumpărarea, sunt toate unite în acest act al creațiunii. Iar în Evrei, capitolul 4, cu versetul 9, ni se spune: rămâne dar o odihnă a sabatului pentru poporul lui Dumnezeu, ca o esență, o chintesență a lucrării lui Dumnezeu pentru noi. Mai este un sens. Deci prima însemnătate a fost sabatul, semnul creațiunii. Mântuitorul și-a adus aminte de clipele edenice. Apoi Mântuitorul și-a adus aminte de faptul că a trăit clipe extraordinar de frumoase. Atunci când a văzut bucuria înflorind pe fețele oamenilor vindecați de el. Cu acești oameni, Mântuitorul a trăit clipe de paradis. Nu le va uita niciodată. Niciodată. Până în veșnicie vor fi cele mai frumoase clipe ale Domnului Iisus Hristos. Și trei, sabatul, semnul închinării. În sabat, Domnul Iisus Hristos și poporul său au experimentat lucruri extraordinare. Și anume, întâlnirea cu Tatăl său. În sabat. De fiecare dată, tot timpul istoriei, de la creațiune și până când Domnul Iisus Hristos a rostit aceste cuvinte, sabatul a fost o poartă de cer în care Dumnezeu a comunicat, a vorbit cu omul prin cuvântul său. Și a fost o poartă de cer prin care omul a putut comunica cu Dumnezeu cântându-i, binecuvântându-l, fiind împreună. Sabatul, semnul creațiunii, al vindecării și al închinării. Aceasta a fost sensul pe care l-avea Domnul Iisus Hristos în minte atunci când a zis: vedeți, fuga voastră să nu fie în sabat. Rugați-vă pentru asta. Mai este ceva. Următoarea imagine. Mântuitorul vorbea acum pentru un popor care va pierde templul, va pierde circumciziunea, va pierde jertfele și vor pierde festivalurile ceremoniale. Le vor pierde pe toate. În anul 70, când Ierusalimul a fost cucerit de romani, templul a fost distrus. Poporul lui Dumnezeu, biserica creștină, a hotărât în anul 49 la Conciliul de la Ierusalim să renunțe la procedeul circumciziunii sau tăierii împrejuri, spunând că acum momentul sau semnul acesta al apartenenței în poporul lui Dumnezeu a fost înlocuit cu botezul. 3. Jertfele n-au putut să mai fie aduse, datorită faptului că la templu nu mai puteau fi aduse jertfe, n-avea rost să mai fie aduse jertfe deloc. Așa că în mod forțat, acest popor a pierdut și jertfele. Iar apoi toate ceremoniile au fost și ele abandonate datorită faptului că nu mai era un loc unde să aibă întâlnire poporul lui Dumnezeu sau poporul ales al Vechiului Testament. Așa că, în timp ce Domnul Iisus Hristos vorbea unui popor care va pierde toate acestea, imaginați-vă cuvintele sau însemnătatea cuvintelor din versetul 20, care spun așa: rugați-vă ca fuga voastră să nu fie în sabat. Pierduseră templu, pierduseră circumciziunea, jertfele nu mai erau, ceremoniile nu mai erau, ce mai rămăsese? Sabatul. În momentul acesta o să-l chem pe unul dintre prietenii mei, fratele Ionel Gemenaru, să vină lângă mine. Pentru ca să nu fim prea obositori, l-am rugat pe dânsul să traducă din limba engleză direct pentru noi toți un comentariu al acestui verset din comentariul lui Matthew Henry, care este un pastor presbiterian care a slujit și în Londra, la vremea respectivă era în Chester pastor, și care și-a scris comentariul său în anii 1708-1710. Este unul dintre cele mai faimoase comentarii de care se folosesc
teologic din vremea noastră și din vremea noastră. Deci este vorba de o autoritate în materie. Cuvintele lui contează. L-am chemat aici pe Ionel ca să ne spună cuvintele acestea, astfel încât să nu fie din partea mea, care sunt un pastor adventist de ziua șaptea, să nu fie din partea unui comentator adventist de ziua șaptea, să fie din partea unuia care pur și simplu a studiat cuvântul lui Dumnezeu, nefiind interesat cum să scrie, în așa fel încât să iau apărarea mea sau a altuia. Veți vedea în prima afirmație, spre exemplu, el va spune și va face deosebirea între sabatul creștin și sabatul iudeu, arătând că din punctul lui de vedere există două sabate. Dar ceea ce este important pentru mine este faptul că în anul 1710, Matthew Henry, în momentul în care citea textul acesta, înțelegea că sabatul este încă în vigoare. Nimeni nu cancelase. Anulase sabatul. Vă mulțumesc. În legătură cu afirmația lui Iisus din Matei 24:20, Matthew Henry spune despre fuga creștinilor că ar trebui să nu fie în ziua sabatului. Nu în ziua sabatului iudaic, pentru că a călători atunci i-ar ofensa pe cei care erau deja supărați pe ucenici, pentru că smulseseră spicele în timpul zilei de sabat. Și nici în timpul sabatului creștin, pentru că a fi forțat să călătorești în ziua aceasta, ar fi un prilej de amărăciune pentru creștini. Lucrul acesta ne dă de înțeles că conceptul lui Iisus despre sabat înseamnă că sabatul săptămânal trebuie observat în biserica sa, potrivit predicării Evangheliei în întreaga lume. Citim aici nu despre poruncile bisericii iudaice, care erau pur ceremoniale, porunci pe care Hristos nu le-a băgat în seamă niciodată, pentru că vor fi fost abolite, ci despre sabatul despre care lui Hristos i-a păsat foarte mult. Aceasta implică de asemenea că sabatul în mod normal trebuie păstrat, sărbătorit ca o zi de odihnă de la călătorie și de la muncile lumii, dar de asemenea, potrivit explicației lui Hristos a celei de-a patra porunci, lucrările absolut necesare erau legale în timpul zilei de sabat, cum ar fi, de exemplu, să fugi din fața unui inamic ca să-ți salvezi viața. În caz că aceasta n-ar fi fost un lucru legal, Iisus ar fi spus, orice se întâmplă cu tine, să nu fugi în timpul zilei de sabat, ci respectă porunca, ascultă porunca, chiar dacă vei muri din pricina ei. Pentru că, spune Matthew Henry, nu trebuie să comitem nici cel mai mic păcat ca să scăpăm de cel mai mare necaz. De asemenea, implică că este foarte greu și foarte lipsit de confort pentru un om bun să fie despărțit de serviciul solemn de închinare a lui Dumnezeu în timpul sabatului, de orice lucrare, chiar dacă ar fi absolut necesară. Trebuie să ne rugăm ca să avem sabate liniștite, lipsite de orice întrerupere și să nu avem nicio altă lucrare în timpul zilelor de sabat decât lucrarea de sabat. Pentru ca să putem sta la picioarele Domnului fără nicio pricină de distracție. A fost de dorit de aceea, pentru că dacă creștinii trebuie să fugă, să aibă beneficiul și mângâierea unei zile de sabat, pentru ca să-și poartă poverile mai ușor. Ca să fugi în timpul iernii este greu, este o greutate asupra trupului, dar ca să fugi în timpul zilei de sabat este o greutate asupra sufletului. Cu atât mai mult aceasta, cu cât ziua de sabat este un memorial a zilelor de sabat trecute, după cum se spune în Psalmul 42 cu versetul 4. Mulțumesc! Ideea este că sabatul lui Dumnezeu rămâne ca un semn peste poporul său timp de veacuri. Probabil că este mult mai ușor să
hotărâm împreună pe baza Scripturii care este această zi despre care este vorba aici. Dar conștiința noastră trebuie să fie trezită din nou în legătură și legată de sfințenia sabatului. Probabil că și mie trebuie să-mi aduc aminte cuvântul lui Dumnezeu despre faptul că ar trebui ca poverile lumești, călătoriile lungi și așa mai departe, ar trebui să fie lăsată la o parte. Concentrarea noastră asupra închinării ar trebui să fie prioritară. Ar trebui să ne învățăm copiii noștri să-L caute mai mult pe Dumnezeu decât să ne căutăm propriile noastre distracții sau satisfacții. Ar trebui ca în sabat să găsim o rețetă pentru sufletul nostru și pentru familiile noastre, în așa fel încât să ne dăm seama că Dumnezeu este mai aproape de noi. Frumos. Următoarea imagine. Sabatul. Acesta este sensul adânc al sabatului într-un singur cuvânt. Omul întâlnindu-se cu Dumnezeu. O îmbrățișare plină de dragoste cu Cel care ne iubește și care ne așteaptă să ne ia acasă. Așa a fost la început. Numai că la început ne întâlneam cu Domnul Iisus Hristos și stăteam împreună cu El ca fi ai Lui de drept. Acum ne întâlnim cu El ca niște fii risipitori. Din călătoria noastră. Îl luăm în brațe, rămânem cu El. Petrecem 24 de ore din veșnicie aici pe pământ. Câte puțini strop de veșnicie ne sunt dat și nouă astăzi. Ce frumos! Aș vrea, eu personal, aș vrea să rămân cu imaginea aceasta. Când vorbesc despre sabat, imaginea aceasta să-mi apară în minte. Așa cum Domnul Iisus Hristos îi apărea în minte când vorbea despre sabat, creațiunea, vindecarea, închinarea. Mie să-mi apară imaginea aceasta. Atunci sabatul își va cuprinde și își va găsi sensul lui adevărat. Gândiți-vă la aceasta. Voi încheia citind pentru noi astăzi Apocalips 1 cu 10. În timp ce Domnul Iisus Hristos spunea, aveți grijă și rugați-vă pentru sabat, astfel încât în timpul crizelor, în timpul problemelor, în timpul nenorocirilor, să avem momentele acestea de întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. În timpul oricărei persecuții, întâlnirea cu Iisus Hristos a reușit să-și țină, să-și mențină și să salveze poporul său. În anul 90, când se vor scrie ultimele pagini de Scriptură, Apostolul Ioan, fără vreun gând special, tot ca și Domnul Iisus Hristos, aparent, aproape din greșeală, scrie. În ziua Domnului eram în Duhul. Ce frumos! Anul 90. Am spus înainte, totul s-a fixat în istoria creștină în acest prim secol. La sfârșitul primului secol, în anul 90, ultimul dintre apostoli rămas în viață, iată-l în ziua Domnului. Ce făcea în ziua Domnului? Călătorea? Gătea mâncare? Își făcea un ceai? S-a dus să cumpere ceva pentru că avea probleme? Acestea sunt problemele noastre curente. În ziua Domnului, neavând biserică, neavând un loc special, pe insula Patmos, printre deținuți, Apostolul Ioan își găsește timp să fie înconjurat, cufundat în Duhul Sfânt. Este ca și cum o atmosferă de Spirit Sfânt îl înconjoară pe omul acesta. Nu-i frumos? Și dintr-o dată găsesc o altă definiție a sabatului și înțeleg acum poate mai mult decât până acum de ce Domnul Iisus Hristos spune rugați-vă ca fuga voastră să nu fie în sabat. Adică, vă rog frumos, nu faceți sabatul pe fugă. E mai românește puțin?
Nu faceți sabatul pe fugă, gândindu-vă când apune soarele. Nu apune mai repede. De-abia aștept, astăzi n-am putut să fac, dar să treacă o dată, mai repede. Nu așa. Ioan era cufundat în Duhul Sfânt și în timp ce era cufundat în Duhul Sfânt, a auzit din spatele lui o voce ca sunetul unei trâmbițe care zicea: eu sunt Alfa și Omega. E așa de important. Mântuitorul întotdeauna se raportează la cele două puncte ale istoriei: începutul, care înseamnă creațiunea, și Omega, care înseamnă revenirea sa. De la început până la sfârșit, Mântuitorul este același. Rânduielile lui sunt aceleași. Caracterul său este neschimbat și planul său este nemodificat. Avem un Dumnezeu care este Alfa acestei istorii și Omega acestei istorii, ceea ce arată un lucru extraordinar. Noi între timp ne-am schimbat, așa este? Noi ne schimbăm. Obiceiuri, concepții. Dar am pornit dintr-un punct, istoria noastră a mers, a căzut, am bâșbâit, am mers în stânga și în dreapta și Mântuitorul spune: eu iau această istorie și o duc. În unde o duc? Unde o duc? În același punct, pentru că și Alfa și Omega sunt eu. Se încheie un cerc, se încheie o ocolire, se încheie o istorie care n-ar fi trebuit să fie. Am căzut de aici și ne vom întoarce aici. Sabatul este semnul acestei întoarceri. Rugați-vă să nu faceți sabatul pe fugă. Rugați-vă să nu transformați sabatul într-o sărbătoare a voastră. Să nu faceți sabatul un weekend. Să nu faceți sabatul o zi în care să vă sărbătoriți mai mult pe voi decât pe Iisus. Aveți grijă de lucrul acesta. Întoarceți-vă la Iisus și faceți din Iisus Hristos Domn al sabatului. Să ne ferească Dumnezeu de greșeala de a rămâne doar cu sabatul și a pierde pe Domnul sabatului. Poporul acesta despre care am vorbit, poporul iudeu, a făcut această greșeală. Timp de veacuri au reușit să prindă foarte bine sabatul, dar l-au pierdut pe Domnul sabatului. A venit Iisus Hristos, l-au ucis, l-au răstignit. A plecat Iisus Hristos, i-au rămas cu sabatul. A căzut templul, au căzut ceremoniile, a căzut totul. I-au rămas încă cu sabatul și sunt extrem de scrupuloși până în ziua de astăzi. Însă această sărbătorire doar în formă nu face altceva decât arată un imens gol. E dureros golul acesta. E prea dureros ca să ne putem permite să-l experimentăm și noi. Umpleți golul cu Iisus. Și adăugați la sabat pe Domnul sabatului. Atunci când Domnul sabatului va fi acolo unde este locul său, atunci vom înțelege că veșnicia ne aparține. Vom înțelege planul divin și Domnul Iisus Hristos va schimba cu mult viața noastră. În încheiere, aș dori bisericii mele din locul acesta și tuturor celor ce ne ascultă, vizitatorilor noștri, vă doresc această experiență ioanidă. În ziua Domnului eram în Duhul. Faceți cunoștință cu Duhul Sfânt atunci când ascultăm de porunca divină, atunci când ne plecăm viața înaintea celui ce ne este Domn Mântuitor. Amin. Aș vrea să cântăm împreună. Încă o dată, momentele care urmează, momentele de cântec, vă provoc și aș dori să fie momente de rugăciune. Aș vrea să cântăm întâi și pe urmă va cânta corul. Poftiți atunci.
să vă ridicați pentru rugăciune. Iubitul nostru Părinte, la sfârșitul acestui sabat venim toți ca unul singur înaintea Ta, plin de mulțumire și de laudă, pentru că am petrecut un sabat la picioarele Tale. Îți mulțumim, Doamne, că am simțit această bucurie, că suntem mai aproape de Tine cu o zi. Și îți mulțumim că am simțit bucuria că Tu, în dragostea Ta cea mare, ne-ai adunat pe toți împreună ca să-Ți cunoaștem cuvântul, ca să-Ți cunoaștem vrerea, să-Ți cunoaștem planul pe care l-ai cu fiecare din noi, cu lumea întreagă. Te rugăm, Doamne Sfânt, ca acum când pășim în necunoscutul unei noi săptămâni, Tu să pleci alături de noi. Nu ne lăsa, Doamne, să ne depărtăm nici măcar un pas de Tine. Și dacă Tu nu mergi în aceeași direcție cu noi, nu ne lăsa nici pe noi să mergem acolo. Te rugăm ca Tu să călăuzești pașii noștri în ceea ce avem de făcut. Călăuzește mintea noastră ca în fiecare moment să fim conectați de Tine, conectați la planul Tău pentru săptămâna aceasta, împlinit de putere, de sănătate și de binecuvântare în tot ceea ce, pe ceea ce punem mâna. Te rugăm pentru bolnavii poporului Tău care au nevoie de mângâiere specială în săptămâna aceasta. Te rugăm ca Tu să îi întărești și ajută-ne, Doamne, ca prin puterea și voia Ta. Peste o săptămână să ne adunăm din nou aici și să-Ți cunoaștem din nou cuvântul. Te rugăm, Doamne Sfânt, ca să ne faci conștienți de dragostea pe care Tu ai arătat-o pentru noi. Știm că ne iubești atât de mult încât nimic pe acest pământ, nimic din universul acesta nu poate pune un zid de despărțire între noi și Tine. Ai înfruntat moartea pentru această dragoste, Doamne, și ajută-ne ca să fim conștienți pentru ea, să fim mulțumitori pentru ea, iar în schimb să-Ți predăm viața noastră toată și aici, dar vrem ca o veșnicie întreagă să fim alături de Tine prin Domnul Hristos. Te-am rugat. Amin. Amin.